Asigurarea obligatorie a locuințelor va acoperi și daunele provocate de intemperii. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Cristian Roșu, a anunțat că autoritățile au decis să modifice legea asigurărilor obligatorii a locuințelor, astfel încât polița să acopere, pe lângă riscul de cutremur, alunecări de teren și inundații, și riscul de furtună. Acesta va fi introdus în acoperirea poliței obligatorie a locuințelor, iar instrumentarea daunelor va putea fi făcută atât de asigurători, cât și de PAID, polul de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Până acum, instrumentarea daunelor acoperite de polițele obligatorii pentru locuințe era efectuată de companiile de asigurare. O poliță emisă de polul de asigurare împotriva dezastrelor naturale costă 10 sau 20 de euro pe an, în funcție de materialele din care este construită locuința, și acoperă daunele în limita a 10.000, respectiv 20.000 de euro. La finalul lunii aprilie 2019, PAID avea în portofoliu 1,7 milioane de polițe.